La 6 luni de mandat, senatorii sălăjeni și-au depus declarațiile de avere și de interese. Cei 2 senatori de Săla stau bine, atât la credite cât și la economii. Senatorul Vasile Cristian Lungu este președinte interimar al PMP Cluj. Este de asemenea președinte al unei asociații de proprietari din Chicago. În declarația de avere și-a trecut ca proprietate o parcare de 12,5 metri pătrați în Cluj, cumpărată anul acesta. Deține 3 apartamente, unul de 101 metri pătrați cumpărat în 2010 în Chicago, altul de 100 de metri pătrați cumpărat în 2015 tot în Chicago și unul de 68 de metri pătrați cumpărat în acest an în Cluj-Napoca. Senatorul PMP deține 15 conturi deschise la diferite bănci din Statele Unite, în valoare totală de $129.100. Mai deține un cont la BT, unde a fost rambursată suma de $62.930 ca și contribuție la alegerile parlamentare. Totodată are o serie de credite la bănci din America în sumă totală de $291.000, precum și un credit la BCR contractat anul trecut în sumă de $110.000, scadent în anul 2032. Ca venituri pentru anul trecut, senatorul Lungu declară indemnizația de la Senat în sumă de $2.595, dar și venituri din chirii în sumă de $27.600. A mai primit o indemnizație de consilier local în sumă de $2.354. Senatorul Gheorghe Pop este vicepreședinte PSD Sălaj, președinte PSD Zalău și membru în Comisia Națională de Arbitraj și Integritate Morală a PSD. Potrivit declarației de avere, senatorul deține un teren de 1500 metri pătrați în intravilanul municipiului Zalău, cumpărat în 2005, un teren de 2200 metri pătrați în extravilanul satului Stâna, cumpărat în anul 2003, și un teren agricol de 2000 de metri pătrați în Meseșenii de Jos, moștenit în 2015. Senatorul are o casă de 100 de metri pătrați în Zalău, construită în 1996, o casă de vacanță de 70 de metri pătrați în Stâna, construită în 2004, și un apartament de 52 de metri pătrați în Cluj-Napoca, cumpărat în 2013. Senatorul Gheorghe Pop a avut o mașină Volkswagen pe care a vândut-o anul acesta în martie cu 3.550 de euro. A contribuit la campania electorală împrumutând PSD Sălaj cu 34.750 de lei. Are 2 credite la BT, unul de 40.000 de lei scadent anul viitor și unul de 150.000 de lei scadent în 2030. Ca venituri, senatorul declară o indemnizație de la Senat de 63.971 de lei. Soția sa a obținut venituri de 53.237 de lei ca inspector general școlar și 1.675 de lei ca membru în Consiliul Consultativ al JOFM Sălaj.